Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast, nu futilități! Minunatul nostru podcast Silviu Munteanu și prietenii săi revine și pe 2022. Nu am murit și nu e puțin lucru. La mulți ani, vă, la mulți ani și sărbătoritei zilei Monica Felea, invitata mea de astăzi de la Bed Unicorns. Unicorns, e cu plural? Nu, e cu singular. Singular, da, suntem doi. Am înțeles. Astăzi vom vorbi despre filme. Știu că, în primul rând, trebuie să spun la mulți ani, da. Da, mulțumesc, mulțumesc. Cum spuneam când am sosit, când ți-am zis da pentru ziua de astăzi, am uitat că azi zis ziua mea. Se mai întâmplă de la o vârstă. Dar da, e un mod bun de a o sărbători. Un an bun să avem. Avem nevoie. Măi, tu vii din zona asta filmelor și am o... Am o... Am un puseu de masculinitate toxică. Vreau să știu la ce filme plângi. Bă, eu plâng la multe filme. Adică mă plâng și la filme la care, de exemplu, mă nu plâng la filme de care, la care, de exemplu, colegul meu Ștefan, care este bărbat, plânge. Ai că se mai întâmplă și invers. Acum, eu nu sunt nici chiar apropo de puseu de masculinitate, eu nu sunt nici chiar fata, femeia tipică, ca să zic așa, dar uh, plâng mai degrabă când filmul ajunge la nivelul ăla de emoție. Nu plâng la tragedii sau la oameni care mor sau nici măcar la animale care mor, dar plâng la, la momentele alea la emotive. Fin. Da, când, când te faci așa la coarda aceea mai sensibilă. Ți-a început anul prin Italia, am văzut. Da, Italia de nord. Cum mai e acolo? E, e lumea la fel de bisterică și panicată ca Măi, aici? uite că chiar am fost în Lombardie, adică mai rău de atât nu cred că nimeream. Chiar asta vorbeam pe drum cu cineva, cum am sunat, că oamenii sunt relaxați. E adevărat, nu vezi oameni fără mască pe stradă. 90% din oamenii cu mască de pe stradă sunt cu măști SPF. Așa, din când în când mai vezi unul cu mască medicală, un român în vizită ca mine, de exemplu. Uh, dar în rest sunt destul de relaxați și trăiesc viața normal. Se duc la restaurant, se duc la terase, se plimbă, ies. Înțeles. Nu, nu par foarte stresați. Dar, într-adevăr, au, au lucrul ăsta. Nu vezi oameni fără mască, majoritatea sunt vaccinați, cumva, nu știu, au Cred că e chestia asta, că au mai multă încredere decât avem noi într-un sistem. De mult uh, am constatat că cel puțin Bucureștiul a ajuns o oală de oameni plini de frustrări și de, de nevroze. Iar momentul ăsta cu pandemia a, a răscolit căcatul, ca să spun. Bă, eu cred că noi, și mai noi stăm foarte prost la sănătate mentală și suntem niște oameni foarte nefericiți. Și pentru că avem toate aceste probleme, E foarte simplu să, să ne supărăm, să avem frustrări, să vrem să ne certăm, să... Da, da, Bucureștiul ăsta nu o duce lumea chiar atât de rău cum se întâmplă în alte locuri prin țară. Nu o duce, o dar mie. din nou, acum, știi, nu vreau să... Da, numai dacă pentru care ne-am întâlnit noi okay. astăzi, de exemplu. Noi în România și în București, nu doar în restul României, de exemplu, nu prea consumăm cultură că nu prea consumăm. Știm și noi care sunt procentele, câți oameni își cumpără o carte, câți oameni merg la teatru, la film, la concerte. Acum sunt o mie de studii care zic că pentru sănătatea ta mentală e bine să consumi produs cultural, că îți face bine la cap și te relaxează și nu mai ești așa de frustrat și nu-l mai bați pe la din trafic și nu mai stai cu băta în bagaj. Dar câți oameni fac asta? Destul de puțin. Da, citisem Când... un studiu, cred, pe New Musical Express care spunea că Mersul la concertele rock, de pildă prelungește viața. Da, da, și mersul la teatru și mersul la film, în general, activitățile astea de grup, mai mulți oameni împreună care trăiesc același tip de emoție sau o emoție asemănătoare în fața unui produs cultural, fie că e el concert, fie că e teatru, film sau altceva. Uh în piața asta de rock, cum e cumva mai cunoscută mie, știu că în Bulgaria, de pildă, dacă facem, să zicem, un concert cu Judas Priest, dau un exemplu, vinzi dublu bilete decât aici, cel puțin. Așa stă și la film? Nu, la film noi stăm foarte prost. Bine, cred că stăm puțin mai bine decât Bulgaria, dar asta pentru că ei au mai puține cinematografe și sunt o țară mai mică. Uh, și au cinematografe, cred că în două sau trei orașe. Aici stăm puțin mai bine pentru că avem puțin mai multe săli, dar infinit mai puține decât alte țări din Europa. La modul că, nu știu, la noi sunt în total cam 90 de cinematografe în toată țara și, nu știu, în Polonia sunt undeva la 2500. Cam asta e diferența. Plus pandemia vieții a și închis câteva dintre ele. Pandemia vieții a închis, din păcate, peste tot și la noi, unde noi na, suntem ceva mai catolici decât papa, de exemplu, noi suntem țara care în 2020 am avut să cel mai mult închise, 8 luni din 12 câte a avut anul. În rest, în toate, în absolut toate, țările nu au fost închise pe o perioadă atât de lungă ca la noi. Cam câți oameni veneau la cinematograf plătitor de bilet înainte de pandemie și cam cum mai stă situația acum? Nu mai știu să-ți zic în cifre exacte, dar știu că în anul 2020, că pe 2021 nu s-au făcut încă statisticile așteptând să apară, în 2020 piața a scăzut cu 80% față de 2019 înțeles, deloc încurajator. Nu, de, deloc. Ți-am asta și pentru că au fost închise, practic au fost doar patru luni deschise alea două before uh, COVID, uh, ianuarie-februarie, care ianuarie oricum e o lună destul de proastă pentru mersul la cinema. Uh, și februarie, cât a prins din februarie, mă, a prins de fapt toată luna februarie și apoi au mai fost două luni în toamnă unde oricum s-a mers pe capacitate de 30%. Și ca număr de filme făcute? Uh, făcute sau din care au rulat? Că... Uh, păi ce s-a făcut în ultimii doi ani? Uh, ca filme românești, filme, uh -huh. filme străine mi-e destul de nu, greu nu, să nu, zic. Nu, românești, românești. Filme românești în general se lansează într-un an undeva la 25, poate 30 de filme. Pe asta nu-i chiar puțin. Nu e, nu e chiar puțin dintre care cam jumătate finanțate de stat, apropo de ce că toată lumea zice că da, rămâni fac doar rămânii film, fac filme doar cu bani de la stat. Nu e chiar așa. Și, de, nu fapt, e, nu e. Și de fapt, banii ăia chiar nu sunt chiar de la stat, că sunt de la jocuri de noroc. Adică, cumva, e, e un alt fond acolo. Dar, în ultim, adică, în 2020 și în 2021 nu cred că s-au lansat mai mult de 10 pe an. Mă rog, măcar am scăzut la jumate și nu mai jos de atât. Cam o treime, de fapt, cam așa. A fost, da, asta pentru că astea sunt filme care s-au produs înainte de pandemie. A venit pandemia și să zicem că în timpul pandemiei era un post-producție. Post-producția poți să o faci singur într-un birou. Nu ai nevoie de 200 de oameni pe platou și atunci poți să lucrezi. Dar o să se vadă în următorii ani. Că nu prea s-a mai filmat în ultimii doi ani, pentru că e destul de greu. Regulile la filmări sunt mult mai nasoale decât la evenimente acolo te testezi în fiecare dimineață toată echipa, de exemplu. Dacă are un COVID, s-au oprit filmările. Asta e regula venită de la stat. Da, da. Asta sunt regulile pentru filmări. Uite că nu știam asta eu. De când a venit pandemia vieții, am două proiecte în dulap, mă rog, două drafturi și aștept ca bău să tot, să, să, tot întâmple chestii, nici măcar nu știam că a apărut această... Da, sunt, sunt foarte, foarte grele condițiile pentru filmare în perioada asta. Revenim puțin la nevroză și am zis că nu vorbim în mare nu parte de, cum de să nu avem cu să oculim. Am zis că nu prea vorbim de mainstream și vorbim mai mult de firmele de artă, de festivaluri, dar vreau să te întreb, ai apucat să te ceri cu cineva? pe subiectul Don Look Down, Don <laughs> da. de, de fapt, nu m-am certat, s-au cu mine. După vreo câteva zile în care m-am văzut foarte mult uh, hype pe filmul ăsta, m-am uitat și eu. M-am uitat în două bucăți, m-am uitat dintr-o dată. Uh, și mi-am uh, permis din punct de vedere a unui specialist, zic eu, sau măcar a unui om care ceva, mai ce mare, niște filme, exact, da. care vede niște stă de filme pe an, adică cumva ăsta e domeniul meu de activitate de peste 15 ani, să zic că, na, înțeleg de ce oamenii în România, că în alte țări nu a fost entuziasmată de mare sau discuțiile atât de mari, Uh, înțeleg de ce în România este atât de mare entuziasm un film în jurul acestui film, pentru că nu avem educație cinematografică și atunci neavând niște repere. E foarte simplu să vezi ceva ce te interesează subiectul, pentru că subiectul nu e o problemă la filmul ăsta, chiar subiectul e, e ok ce, ce, e ca subiect și să spui, mamă, ce gat, capodoperă. Dar e tu maci, adică na, am văzut de astea comparații cu melancolia lui Lars von Trier. Opa, Ei. stai așa. Ei. Adică sigur, și acolo o planetă, și acolo se întâmplă ca un meteorit să tu, vină mine. să lovească planeta. Dar nu poți de aici să faci aceste două paralele. Ei, și pentru că am zis asta, dar n-am răspuns nică, nimănui, deci cumva nu m-am certat neapărat. Mi-am luat, mi-am luat multe. Dar am lăsat comentariile să curgă și nu am comentat nimic. La era o glumă pe Times New Roman și spun, care, mă rog, era de fapt o întrebare, cum 15 milioane de români se certă pe Don Lucap când doar un milion au abonament la Netflix? <laughs> da, mă rog, pentru că pirată foarte mult în România, se piratează extrem, extrem de mult. Și mă rog, eu ca distribuitor îți dai seama că ar trebui să fiu primul în prima linie, care Mă lupt cu asta, dar pe de altă parte nu o fac pentru că o înțeleg. Că s-a spus despre acest film, ca să încheiem cu el, că este o, o capătoperă cinematografică, dar într-adevăr este cam mult, pentru că este un film care e ca oricare altul de la Hollywood. Și trebuie să fac această paranteză au apărut mai nou filme la Hollywood care nu mai au happy end de ceva vreme, de la Joker încoace sau, nu, cred că de la Seven încoace, mai sunt din când în când filme care nu mai au acel happy end de Hollywood. Da, cred că s-a mai schimbat, știi că la Hollywood sunt foarte multe filme care lucrează pe rețetă, există anumite rețete de scenarii cu pași, ăsta e punctul culminant, În acolo ei doi se exact. ce e vorba, Adică da. e foarte simplu, primești un soi de draft și acolo faci și este o de oameni care stau și scriu scenariile alea după anumite schelete, dacă vrei, gata, atât creionate. S-au mai schimbat și din aceste schelete, adică na, mai sunt oameni care au venit și cu ideile astea. Dacă mă întreb pe mine, nu finalul e o problemă și nu doar la filmul ăsta, și nu, pe mine nu mă interesează finalul. Poți fi final fericit, poți fi final nefericit la un film, pe mine mai degrabă mă interesează genul ăla de nu doar de final, ci de film, care te lasă și pe tine să gândești sau să ai o părere a ta, care nu-ți dă totul așa cum ar trebui să-l vezi. Ori Don Lucap nu face asta. Pune niște ștampile foarte vizibile. Ăia sunt răi, ăia sunt buni, ăia sunt proști, ăia sunt deștepți. Aia, adică e, e foarte clar in your eyes, știi? Uh -huh. Îți bagă puțin degetul în ochi și îți spune cum să crezi și cum să gândești. Mie nu-mi place genul ăsta de film și asta cumva a fost problema mea cu filmul ăsta, care una peste alta nu e prost, adică nu e un film prost, e un film mediu, poate puțin peste mediu, dar nu e nicio capăt de Iar cinematografic vorbind, are niște bube care un om care vede multe filme le vede din avion, nu știu, imaginele alea de National Geographic, știi, cu pasărea, mm -hmm, colibrii mm -hmm. la un moment dat, știi că apar da, acolo, da, da, apar știu, așa că... niște insecturi de zici că s-a bătat ăla de la montaj, zici, băi, stai așa de Noi, mai 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 Trebuie să înțelegem că uite ce pierdem din frumusețea asta. Da, dar cred, cred că înțelesese, că de -a, a zis de câteva ori, știi, sau e foarte drăguț finalul, știi, că când coboară ei acolo din avion, poate ai observat că coboară doamna președintă, care probabil că na, nu a fost plătită cât de mult și-ar fi dorit pentru acest film, așa că a refuzat să-și arate sânii. Așa că de fiecare dată când ea apare frontal în fața sânilor ei, apar niște boscheți. Sunt două scene. De nou, dacă ești un om obișnuit la filme, vezi șmecheriile astea care sunt puse cu mâna acolo, e ca la acasă te știi? ca să nu arătăm pe fata în sânigoi, punem niște boscheți în față, o filmăm de lângă niște boscheți. Plus că personajul principal, doamna președinte, Meryl Streep, era da. o combinație între, cred, vreo 70% Trump... Da, și vreo da, 30% da. La Hillary Clinton. Da, undeva. ea era destul de Trump adică și povestea cu fiul și era destul de iniorais și asta. Mm -hmm. Dar ți-am zis, probabil că n-am, mi-am zis, băi, am și eu cât are, 71-72 de ani pe acolo, nu mi-arăt sânii pentru filmul vostru de Netflix, adică mi-aș arăta la un... Știi unde am rezonat știi? cu filmul ăsta? Am rezonat în momentul în care mi a dat seama, mă rog, e una din ștampilele pe care filmul o pune, eu cred că lumea poate să fie atât de alienată, adică eu sunt nu m-ar mira, iar bă, bă, felul în care este descris ceea ce se numește social media, mi s-a părut foarte, ai, folosesc cuvântul ăsta englezesc, accurate. Da, este și cumva inclusiv reacțiile din social media rămânească, zice asta, așa cum Ana, semn de la întrebarea ta și ce am făcut eu. Cumva mi s-a întâmplat o chestie asemănătoare, fără să mă victimizez, chiar nu sunt genul. Eu, ca specialist în domeniu, de data asta al filmului, sigur, nu, nu sunt nici chimist, nu sunt nici ca oamenii care știu știință mi-am dat o părere, aceea că da, nu e chiar o capodoperă și că dacă am avea mai multă educație vizuală am vedea defectele lui mai ușor. Vai de capul meu ce mi-am luat-o. Adică, și mi vreau să zic, băi, da, voi sunteți fanii acestui film. Adică, ideea lui era hai să mai ascultăm și opinia specialiștilor, din când în când. Asta încerc să fac, știi, dar din nou, fă, de asta nici nu am, n-am răspuns pentru că n-am vrut să fac o dramă, să mă victim. Da, asta e, Asta face foarte bine filmul. Îți arată, arată realitatea. Din păcate asta e. Mi-ar plăcea să cred că nu e, da. Revenind la aici pe malul Dâmbuviței, la noi, mă amuzam de o postare a ta pe Facebook care spunea că Seli a făcut 65 de mii în primul weekend. Sally, în primul weekend. Acum cred că e pe la 150 de spectatori, 65 de mii în 3 zile. Da. În weekendul ăla a făcut mai mult decât Spider-Man. În alea trei zile. Când a fost ultima oară când un film românesc a avut succesul ăsta? Păi, Shelley cred că a avut și 100 și ceva de mii la primului film în weekend, dar au mai fost. Anul ăsta a mai fost un film care se numea Zăpadă, ceai și dragoste, cred. tot ceva în zona asta, cu Liviu Vârciu, care a depășit 100.000 de mii de spectatori a fost unul din succesele de, de box office. Funcționează și au succes de box office, filmele astea din zona acum, din zona tânără de influencering. Că tabăra, filmul Șeli, pe care nu l-am văzut, nu N-am văzut niciun film și nici nu cred că o să mă improdate. Uh, ideea e că, că, că na, eu, eu nu piratez și atunci probabil că o să-l văd când o să apară pe Netflix. Acum, dar recunosc, nu o să mă duc la cinema pentru tabăra. Uh, mă duc la cinema, dar mă duc pentru ce mă interesează. Uh, o să-l văd probabil când o să iasă pe Netflix peste două, 3 luni, probabil va fi acolo uh, funcționează foarte bine pe zona asta de young adults influencerii care apar în filme iar Tabăra este un film cu influenceri cu oameni care poate eu sau tu n-am auzit de ei, dar care au nu știu, 2 milioane de urmăritori pe TikTok și care își aduc publicul la film, ceea ce e foarte ok dar cred că e foarte sănătos. Eu, e foarte sănătos pentru o industrie să aibă genul ăsta de filme mm -hmm. și eu încurajez și mă bucur că există. Sigur că mi-aș dori să, să vină oamenii și la film de artă, film de art house ce fac eu, și cred că na, educați în timp se poate întâmpla, dar faptul că există un produs care să scoată adolescenții din casă, să se ducă la cinema, mi se pare foarte important. Rămânând tot aici pe malul Dâmboviței, și aș vrea să merg puțin în zona asta de documentare. În zona mea, ca să zic da, da, așa, da, da. unde există o mare problemă și voiam să știu dacă s-au mai făcut ce progrese pentru că nu m-am mai interesat. Dacă vrei să faci un documentar Presupune să faci un buget, da? Și ajungi la o sumă, echipă de filmare, coloristică da. și așa mai departe. Postproducția e foarte post -producție. scumpă. E, după ce ai făcut bugetul ăsta și ajungi la o sumă, mai ales la documentar, ai nevoie de imagini de arhivă. Da. Exista o normă, eu știu că există o normă europeană în zona asta de film, care spune, venită de la Uniunea Europeană, care spunea că dacă tu ești creator de film independent, ai acces să folosești gratis imaginile de arhivă ale statului, că sunt la televiziunea română, că sunt la arhiva națională și așa mai departe, cu condiția că după ce filmul tău, Odată terminat, în primul an face un, un tur al festivalurilor, în al doilea an televiziunea națională poate să-l programeze de asemenea gratis de până la maxim 5 ori. Măi, nu știu dacă mai e regula asta, adică nu pot să-ți răspund noi, la ceva ce nu Știu că poți să ai acces la arhive, din păcate la noi marea problema arhivelor e că nu sunt digitalizate sau sunt foarte puțin digitalizate. Prin TVR mai găsești, dacă, te duci, la arhiva, dacă te duci la arhiva de film, de exemplu, o să le găsești pe pelicule. Trebuie să, trebuie să le digitalizezi ca să le scoți. În ultimul timp sunt niște oameni cum stă ăștia de la One World România sau care au făcut niște programe și au început să digitalizeze din filme din arhivă. Dar, din păcate, na, noi, noi avem multe, multe filme care nu sunt digitalizate. Știu că poți să folosești, dar nu știu să-ți zic câte minute ca să nu, nu te mint acum ce pot să zic eu că veste mai mult sau mai puțin proaste, că oricum tu dai asta gratis la TV, dar dacă TV te te-ar fi plătit, oricum nu ți-ar fi dat mai mult de 1000 de euro pentru aceste, Bă, tot e ceva. <laughs> pentru aceste vizualizări. Deci cumva nu pierzi foarte mult de Treaba aici. Treaba este că aceste imagini de arhivă, în momentul în care vrei să le achiziționezi, costă, îți dublează pur și simplu uh, bugetul. bugetul. Adică, dacă ai făcut un buget, hai să zicem, de 10.000 de euro, da, da, o sumă, pentru un documentar și mai ai nevoie de imagini de arhivă, încă 7.000 sau 10.000 de euro, numai pentru așa ceva. Plus, mai cunosc acest exemplu al uh, documentarului uh, Maria Inima României. Regina. Regina, Regina. despre a, Regina da. Maria, care a avut o, o, o problemă, oamenii aceia care au lucrat la el știu că s-au ocupat să colorizeze toate imaginele de arhivă pe care da, le-au avut. Mai puțin pe unele, pe care nu au avut, deși le-au cumpărat cu bani, nu au, -au avut voie, voie să, să intervină. Nu au avut voie să intervină pentru că nu știu ce madam secretară nu le-a dat voie, mai, mai mult i-au obligat, deși le-au cumpărat, să scrie sursa A, sus. Da, nu știu să zic eu asta aici, adică nu sunt foarte in cu, cu arhiva, uh -huh. să zic ce se întâmplă acolo, că și industria asta noastră are atât de multe ramificații, părem o mână de oameni, dar de fapt sunt atât de multe detalii în atât de multe zone, în care, na, eu, eu nu știu, oricum zona de producție o cunosc destul de puțin, cumva filmele la noi ajung, din păcate, că și asta e o discuție, ajung deja într-o fază când sunt finalizate Ideal ar fi, da, distribuitorul de film să poată să colaboreze cu echipa încă din faza de producție, pentru că e important cumva pentru cine faci filmele astea înainte de a le face. Dacă la noi, na... Da, uh... da, Omori omor foarte multe producții, pur și simplu, când vii cu niște sume de astea. Da, mai... Întrebarea mea este, de fapt, dacă există niște oameni deși cred că numai de asta nu mai, nu le mai pasă oamenilor acum, care să se ocupe de, de reglementare? Măi, să știi că există, există dar da, pașii ăștia sunt miși și mărunți, tocmai că oamenii ăștia sunt câțiva care nu câștigă neapărat bani din asta, care mai colaborează câte o instituție, dar ei trebuie să trăiască din altceva și atunci uh, o fac în timpul lor liber, Lobby-ul ăsta se desfășoară greu pentru că, în general, oamenii care reglementează lucrurile astea, adică la Ministerul Culturii, ajungând, nu înțeleg. Ei nu înțeleg. Nu am, adică, uite, apropo de perioada de pandemie de care am discutat, am fost în perioada aia în tot felul de discuții, cu tot felul de comisii, cu tot felul, nu vrei să știi, am petrecut luni întregi explicându-le ce înseamnă să distribui un film în cinema. Pentru că iau cuvântul distribuitor și se gândesc, nu știu, ca la distribuția de alcool în supermarket. Măcar dar înțelege o așa. Că atunci nu înțeleg sistemul, nu înțeleg cum, 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 funcționează. Și atunci când tu vrei să le explici, știi? așa o chestie de undeva, e foarte greu că nu ai cu cine să, să vorbești. De unde și admirația mea pentru oameni ca tine, pentru oameni ca Tudor Giurgiu, și mai sunt câteva nume de dat pentru că în tot sistemul ăsta absolut mlăștinos, am reușit să facem până la urmă niște festivaluri și niște filme și da, da. eu noi de fapt Bad Unicorn ne -am, ne am ales o felie din toată mm. asta, apropo de ce înseamnă asta. Am ales o felie care înseamnă distribuția de film în zona de art house care sigur că e o felie destul de mică, dar cumva ne-am propus încă de la început să merg the best of it. Ok, ce putem să facem noi din zona asta? Adică putem să facem filme astea mai vizibile, putem să adunăm mai mulți spectatori la ele, putem să aducem niște filme care... Adică putem să facem publicul să înțeagă când zici film de art house, să nu fugă, să zică, aoleu, ăștia cu acta, nu înțeleg nimic, mă uit la unul care mănâncă o ciorbă 20 de minute sau cum e, că sunt niște clișee acolo care le spun oamenii și să le război băi, dar asta că există și altfel de gen de film și că filmul ăsta de artă, de fapt, e pentru toată lumea. Adică, dacă trebuie să-i dai o șansă. Ok, da, cele mai multe cazuri trebuie cuvântul. să... Bă, da, m-am gândit această cuvânt să folos... Da. plus că, na, asta se numește film de art house Condiții în care România nu știu dacă are, nu are de fapt, nu că nu știu, nu are nici măcar 10 arthouse-uri. Dacă el e importat cumva din afară, unde există o rețea de cinematografe pentru genul ăsta de cinema la noi, neexistând, a rămas doar filmul de arthouse, dar fără arthouse în care să fie, să fie văzut. Adică, na, ce avem? Elvire Popescu, MTR, Union, Cinematic, încă vreo două că că pe la Cluj <laughs> și astea sunt cinematografe de artă din țară. Care a fost filmul pe care voi l-ați adus și a avut cele mai mari încasări? Mai uh, măi, în momentul ăsta sunt cam trei care se bat la cele mai mari, că filmele au o viață mai lungă și încă, uite, aseara am avut Full House la Full House. Mă, ce înseamnă acum Full House în noile condiții? Am avut Full House la Another Round, film lansat acum un an. Deci, na, cifrele încă mai vin. Uh, din din Sol, primul nostru film, am mers foarte bine. Uh, Neașteptat de bine. A funcționat foarte mult pe emoție, a funcționat foarte mult la oameni care au venit să-l vadă de mai multe ori și a ajuns undeva pe la 20.000 de spectatori, lucru pe care noi nu credeam atunci. Era un film unguresc, nu prea se omoară oamenii la noi să meargă la asta. Colectiv, care și el a depășit 20.000 de spectatori, deși a venit pandemia peste noi și probabil că ar fi făcut mai mult și Another Round, care a luat și Oscar anul trecut. Astea au fost cele trei filme care sunt vârful, dacă vrei. Și se învârt pe acolo, pe la 20 de mii. Chiar eram curios că, ți-au -ți întrăznit să se uita la colectiv. Eu n-am reușit. Am, 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 o traumă. Fac parte din categoria celor oameni care au o traumă cu acest film și nu mi-e foarte greu să mă uit la el. Dar eram uh, foarte curios. Eu prima dată că cumva asta a funcționat la noi, cumva. Și eu am avut prieteni acolo. Am suferit foarte mult, probabil, ca și tine, ca și... na, da, Și eu am lucrat în industria muzicală și de concerte. Îi știm pe oamenii ei, am lucrat cu ei, ne-au fost aproape și am suferit foarte mult și încă, nu știu, când mă gândesc la momentul ăla, se face așa un gol în capul meu. Când ne-am dus să-l vedem, eu cu colegul meu, ne-am dus pentru că știam ce filme am mai făcut înainte, Alexander Nanau și Nanau face niște filme foarte fer cumva cu oamenii și lasă pe ei să spună povestea destul de mult. Și știi, în filmele lui anterioare, lumea văzută de Ion B și totuși și surorile lui, nu știu dacă le știi, dacă nu, le pe recomand, sunt pe, pe o amândouă, mm -hmm. puteți să le vedeți, sunt superbe amândouă. Totuși surorile lui e preferatul meu în continuare mi se pare, unul din cele mai bune filme românești care s-au făcut vreodată și e un documentar, ce să vezi. Și știind ce face el, am zis, băi, Na, dacă e să facă cineva un film despre povestea asta, cred că, cred că suntem pe mâna cea bună, ne-am dus să-l vedem, ne-au lăsat singuri la ei în studio, au plecat oamenii, ne-au lăsat în pace, ne-au lăsat în pace și după. V-au încuiat I-am sunat când am plecat, am mers năbuci pe străzi ceva timp, am stat, am stat în liniște mult unul cu altul până, până am început să vorbim despre asta. Uh, și o chestie care mi-a mi rămas în minte acum, na, ce să zic, filmul ăsta a trecut, uh, nu mai. nu am de ce să încerc să-i fac un soi de PR sau pentru că nu am absolut nimic de câștigat din asta, dar am, am o amintire destul de plăcută cumva cu. eram în turneul de lansare, eram cu Alex în mașină, el conducea și la un moment dat l au sunat de la Bruxelles pentru ceva proiecție, în fine. Și Alex, după ce a vorbit la telefon, a închis și a zis, băi, ăștia în țara asta în care trăim sunt niște nenorociți, nu o să schimbem veci, nimic, nimic. Adică dacă noi ne așteptăm să vină schimbare, nu o să vină. Dar poate ajungând mai departe cu filmul ăsta, în cazul ăsta la Bruxelles, că de acolo primise telefonul, Poate cumva cineva din afară o să-i forțeze să schimbe ceva, dacă aici nu se poate. Și mi s-a părut, în momentul ăla, mi s-a părut un gând foarte. Frumos și naiv! Fr frumos și naiv că oricum după aia a venit pandemia și s-a dovedit că sistemele sanitare nu doar la noi sunt praf și că și oricum prioritățile s-au schimbat, dar cumva știi gândul ăsta că, băi, o, o lume întreagă, sigur, vede cât de nasol e aici, dar poate nu știu măcar de rușine sau de ceva, știi? Dar ți-am zis, s a da, venit o pandemie, trebuie. a trecut apat pe dâmbovița, lucrurile s-au dus. Ca să închei cumva subiectul ăsta cu colectiv, trebuie să recunosc că mai am o problemă absolut viscerală cu Vlad omul Voiculescu și în, în, încă un motiv pentru care nu pot. Nici eu nu uit. sunt fan Vlad, trebuie să, trebuie să recunosc, adică. Uh, și, nici uh... politicianul, nu, nu sunt uh, cel mai da, nu e despre mine. Uh, era un context în care el atunci era mm -hmm. ministrul sănătății, n-aveai cum să-l locolești. Adică, lucrurile astea s-au întâmplat cam, mă, că vor, filmul vorbește foarte mult despre ancheta Hexifarma în principal și toate astea, s-a întâmplat într-o perioadă în care Vlad Voiculescu era ministrul sănătății. Un ministru care și-a deschis ușa cabinetului și a lăsat pe cineva să intre să filmeze acolo, ceea ce e foarte, adică, discuțiile care au fost în jurul colectiv și, na, am tot urmărit presa internațională, toată lumea a fost chestia asta lor, li s-a părut o chestie aproape inimaginabilă, ca un ministru să lase pe cineva să filmeze acolo. Uh, și eu, probabil, dacă aș fost regizor, n-aș fi ratat chestia asta. Adică hey, normal. E normal. E o privire care poți să o ai într-un în cabinet unui Asta sunt... e și în zona jurnalismului. Vrei persoane care nu da. sunt foarte simpatice? Adică, sigur că, cumva, în România au fost multe discuții despre apariția lui Vlad Voiculescu acolo, că e PR pentru Vlad Voiculescu, că e contra. Vlad așa, Voiculescu, așa pare. Că, că el are și niște momente în filmul ăla în care sunt foarte proaste. Adică, dacă gândești cu o minte clar, zici, băi, aici a greșit omul ăsta. Adică, uite-l, uite ce greșeală face. Dar acum mă rog, am o nu știu exact dacă știe, că pare mă rog, l-am și cunoscut cu ocazia colectiv, n-aș zice acum că... Nu, nu El nu e un om rău, e un om care vrea să facă lucruri și toate astea, doar că vine dintr-o zonă de ONG care n-a, e cam greu să lucrezi cu, știi, politica e destul de diferită de, de ONG. Hai să ieșim din subiectul ăsta. Da, nu știu cum am ajuns aici, dar... <laughs> dacă tot... Um... Sufăr de această problemă a timpului meu, sunt foarte zgârcit cu timpul meu și sunt foarte atent cu cine mi-l împart. Motiv pentru care această situație mă aduce adesea în a nu -mi pierde o oră jumate, hai să zicem, la un film, dar mă pune în situația penibilă în care pierd 3 ore căutând un film ca să... Nu pierd o oră și din viața mea. Stai știți, eu ies la filme și de la cineva și în cadrul festivalurilor și mă vezi... Eu sunt aia din sala... Mă plătită pentru asta. Mă rog, sunt plătită. Mă plătesc singură pentru asta cumva. Sunt aia de la, din sala de trei videoave de la Berlin care după 40 de minute se ridică și o vezi plecând. Tocmai pentru că și eu țin, țin foarte mult la, la, la timpul meu. Dar de multe ori, na, cum spui tu, nu că sunt plătită, dar până la mă e meseria mea aștept să văd filme uh, și bune și rele și de multe ori am, uneori simt că văd un film prost și în timp ce îl văd, îmi zic, băi, dar nu, trebuie să văd până unde merge. Adică, știi, e așa, hai să hai să absurd, stăm, eu, știi? La... Băi, hai să vedem totuși până unde merge. Uneori mai e o surpriză la final, știi? Măcar zici, băi, ăsta e super prăjit omul, știi? Dar măcar înțelegi ceva, alteori efectiv simți că, că ai pierdut orele alea. Uh, Asta cu filmele de sus, știi, mi se întâmplă foarte des, ca oamenii să-mi zică, recomandă-mi un film. Și eu... It's part of the business. Mai am un prieten care este specialist în vinuri și este foarte ofuscat că din când în când îl sună lumea să i recomandă un vin. Aia, dacă așa te prezint. așa e, doar că de obicei la mine e invers. Băi, te rog, zi măcar 3-4 filme care ți-au plăcut ca să știu ce să-ți recomand. Asta vreau să fac și eu cu tine acum, pentru că noi nu avem o critică serioasă de film, avem câțiva critici, dar nu avem o presă dedicată și nu, a, pentru că de na, și vin la tine tu, oamenii. Tu, tu știi cum ce s-a întâmplat în presa românească în momentul în care au început să se închidă publicațiile, primele departamente care s-au închis au fost cele de cultură. Cultură, timp liber și oamenii, na, oamenii nu au mai fost plătiți pentru asta și atunci nu au mai scris despre asta. Noi am avut niște oameni foarte buni care scriau pe film la un moment dat. Oamenii știam mai sunt. Unii nu mai sunt printre noi, nu știu. Alex Leoșec Ban este exemplu cel mai bun. Era un om care iubea extrem de mult cinemau și care te făcea și pe tine ca cititor de text să iubești cinemaul pentru ceea ce îți ce dă cinemaul. Și na, da, numărul ăsta al criticilor de film a scăzut foarte mult și majoritatea nu prea mai scrie despre filme actuale, în primul rând ai că preferă să se ducă într-o zonă de asta de cercetare, dacă vrei, care pare din afară super elitistă. Pentru că când oamenii ăștia scriu despre filme pe care cititori obișnui nu au auzit de ele sau autori de care n-au auzit sau despre ce mai urlează la cinematecă, zic, le uite și pe elitiști ăștia, nu-i mai citim. Tocmai asta voiam să și... întreb des da. despre filme, pentru că dacă e să trag o concluzie în acești doi ani de pandemie am în care ai văzut mult Netflix. A, în care am văzut în, în, și HBO și, am, și piraterii trebuie da, să recunosc -am, zis, nu. Am, terminat, am terminat clanul soprano capcoadă și narcos uh, am tras concluzia că un clanul soprano nu se va mai putea face pentru că este mult prea politically incorrect și acum avem această metehnă Uh, Mi-a mai plăcut foarte mult Once să pună Time in Hollywood a lui Tarantino, da, pentru e că este mișto. atât de cinematografic. Este, este foarte mic. Și e o școală de cinematografie foarte veche acolo. Dacă mă întreb, filmele, uh, mare parte din filmele noi pe care le-am văzut și-au pierdut izul de cinematografie. Păi da, pentru că mare parte din filmele noi pe care le-ai văzut pe Netflix sau pe HBO Go, asta e de fapt marea bubă a acestor rețele, sunt create direct pentru online. netflix nu lansează niciun film în cinematografe, sunt exclusiv pentru online. Dacă eu ca distribuitor mă la Netflix și zic, îți dau bani, lasă-mă să dau în cinematografe, don't look up, da, ca așa, așa. Netflixul nu, nu-ți va da voie. Oricât de mult, să zicem că, nu știu, mă duc la el cu sute de mii de euro. Zic, băi, dau, nu, Asta e politica lor. Filmele astea sunt gândite și filmate direct pentru ecranul mic sau puțin mai mare care la ai acasă, care oricum nu este cinema -ul. Pentru că o sală de cinema îți oferă un tip de sunet, îți oferă un tip de senzație, îți oferă un tip de atenție pe care tu trebuie să o dai, nu pui pe pauză, te duci la baie, îți încălzești cafeaua, mai sună telefonul, știi? Cumva e o atenție pe care tu te duci în sala de cinema și o oferi la ceea ce vezi acolo. Și de asta simți asta, ai simțit foarte bine chestia asta, pentru că majoritatea filmelor noi de pe rețelele precum Netflix sau HBO sunt create și gândite și produse direct pentru, pentru zona asta de, de difuzare. Și atunci îți lipsește uite, e, iar e ceva ce eu ca iubitor de cinema, când mă uit la un film păi trebuie să-mi dai ceva cinematic acolo, știi? trebuie să-mi dai o imagine cu un sunet, cu o muzică acolo, care împreună să creeze emoția aia de la început, de pe care spune tu, băi, dacă îmi plângi. Ei, când el îmi atinge corzile alea, îmi atinge corzile alea, hai să luăm un exemplu foarte, nu știu, Am popular. Am pățit asta la End, Iată, uh, Dune. Hai, Dune. E nou, l-a văzut lumea e în cinematografe, cine nu l-a văzut și pe net piratat. Uh, Diune e un blockbuster pentru toată lumea, nu intrăm în zona de alt, și toate alea. Măi, când te duci în IMAX și vezi pe ecranul ăla, imaginile alea din Dune, care nu e o capodoperă, din nou, cu muzica, are o muzică extrem de bună, Ai că nu poți, uite, tu cu muzica știi mai bine decât știu, eu, nu, nu cred că poți să-mi spui că, bă, e prost ce e acolo. E, e bine. Filmul în sine, na, plus că dacă ai mai citit și cartea, știi și povestea, nu îți dă foarte mult. Dar tu când ești într-o sală de cinema, unde mai sunt în jurul tău niște oameni care vezi că unul strânge din dinți, unul din mână, altul și-a gagica de mână, adică se întâmplă niște emoții la oamenii din jurul tău. Și tu auzi sunetul ăla, care e ca la IMAX, și mai vezi pe ecranul ăla, care e cât tot studioul ăsta în care noi înregistrăm desfășurat, n-ai cum să nu simți o emoție. N-ai cum să nu te... Știi? Să nu te caute pe interior puțin. Sunt unul din cititorii de Dune și uh, am avut o mare dezamăgire la varianta lui David Lynch. Băi, l-am văzut de cu... L-am văzut la Dracula, film festival, au făcut ei o. Băi, și efectiv am râs. N-am putut, adică ăsta e efectul și am zis, -a, băi, îmi pare că mă în singură, eram șapte oameni în toată sala aia la Brașov. Cu intrarea gratuită, apropo de cât de mare e interesul pentru cultură în orașele mai mici. Șapte uh, oameni? Da, se dădea diunul al lui Linci în mijlocul brașovului, că era în sala reduta, în piață. Asta adică... e motiv de râs? Piață! Sala reduta, brașov. Intrare gratuită, sâmbătă seara ora 7. N-ai niciun motiv, știi? Adică, îți se dă Câte totul grade pe față. Erau Bă, nu știu, era o octombrie, nu era chiar frică. Adică, și oricum, ești la brașov, dacă nici la brașov nu ești la minus 5 grade din casă, nu știu unde ești. Eram șapte oameni în sală, până la final au apărut vreo zece, majoritatea adolescenți. Asta mi-a plăcut, mi s-a părut drăguț că nu cred că oamenii aia văzuse acest din. Dar mie recunosc că mi-a părut foarte rău că nu sunt cu niște prieteni care să facem mișto. Adică efectiv, știi? Că mi se pare așa cumva. Să-l trecem la marile, era teoria lui, lui Lynch. Eu cred că și-a asumat un soi de... Am mai luat niște bani. Rateu, așa, dar un soi de hai să luăm lucrurile puțin peste picior, știi? Uh, e un uh, moment, mi-aduc aminte, când uh pe care eu în carte citindu-l mi-l imaginam la un nivel mult mai subtil și anume când personajele își foloseau un tip de voce persuasivă. Da, da, da. Iar ăsta mi se pare că a dat-o de gard pur și simplu Mie mi se pare că a parodiat-o direct. Da, mi se pare acolo, mi s-a părut o zonă de parodie acolo. Uite, de unul nou know, s-a luat puțin mai în serios la, la chestia asta. Ai, și Trebuie cum și mai am cap... avut o reținere. Băi, da da, eu sunt de părere că ți-am zis că avem nevoie de genul ăsta de filme de masă și dacă blockbusterele ar, ar arăta așa cum arată noul Dune, eu aș fi foarte fericită. Și ce mi-a mai plăcut, până ajung la recomandarea ta, vreau să-l punctez și pe asta, zic filme voastre în pandemie, am da, făcut da. un top 3 eu, te aștept și pe tine, mi-a plăcut foarte mult Leto. Deci n-am mai văzut frumos, un da. film atât de frumos de este, foarte este. multă vreme. Uh, Atâta doar am aflat că povestea nu e tocmai... Da, a, a, e puțin ficțiune acolo. E puțin ficțiune, da, chiar și așa e. e chiar okay. și așa. Și cu animația aia. Da, și da. cu muzica. Și cu tot. Incredibil. Și încă o dată mi-a ridicat în în, în, în în inimă, dacă vrei, cinematografia rusească. Băi, oamenii știu cinematografie. Da, încă știu. Am mai văzut, cred... văzu văzut câteva episoade, le-am văzut pe tot cred că pe HBO era serial Trotsky făcut de televiziunea rusească incredibil da, de și bine mai acum filmat și colorat Tifan și... Limited a cumpărat niște miniserii rusești și sunt pe tifan Limited pe, pe online, câteva miniserii rusești n-am apucat să văd tot ce au luat ei acolo dar iar e bine ce fac e, e o chestie foarte ciudată dacă tot am la la ruși e, cumva la ei statul, prin televiziunea publică, finanțează niște producții care de multe ori sunt foarte împotriva sistemului, culmea. Ca ai zice, mamă, Rusia, asta e așa, nu faci decât ce, ce zice statul. Și am, chestia asta am întâlnit-o acum trei ani, când noi am luat Dovlatov. Dovlatov e un film despre Sergei Dovlatov, scriitorul rus care, mă e un scriitor care n-a fost tocmai preferatul regimului, a trebuit să emigreze ca să devină cunoscut dintr-o serie de scriitori ruși mai mulți, care unii dintre ei au luat și Nobelul apoi, dar care au fugit din Rusia ca să poată să-și facă treaba. E, filmul ăsta despre, despre Sergei Dovlatov, pe care noi l-am și distribuit în cinematografe, era uh, finanțat de televiziunea națională și era un film despre cum sistemul nu prea a lăsa scritorii să scrie tot ce Ceea ce mi s-a părut foarte tare cumva, știi, că, că poți să faci asta. E, e foarte debil. Da, e, dar e, e bizar e... pentru că odată sunt niște abuzuri da. pe care le... Tot citești în presă băi, uite ce a ajuns unul la, la pușcărie. Da, oameni care pentru... așa, încă ei. Bașca, da. Era și o glumă cu doctorii de s-au sinucis, da, că da. au murit de COVID până jos, știi? <laughs> în fine. Versus ceea ce spui tu. Eu mai știu că, de pildă, mă rog, televiziunea națională rusească este la Moscova. Putin și aliații lui sunt cum ar veni din zona Clujului, se dă la Sankt Petersburg, el, el nu e preiubit la da, Moscova da, da. și atunci probabil la nivelul ăsta se mai fac... Da, ți-am zis, mi, mi se pare totuși amazing că au ieșit foarte multe filme, filme. Bine, rușii, hai să luăm și invex rușii au o istorie de cinema și de cinema, cinema, nu, nu putem noi românii să ne comparăm cu cinema rusesc sau nici cu cel polonez, dacă vrei, știi? Sunt niște țări cu tradiție care de zeci de ani, de sute de ani sunt în zona aia, adică chiar fac un cinema de calitate, au avut niște cineași foarte buni, Uh, Am un soi de educație vizuală. Tu ai văzut cum arată filmele rusești și chiar și cele poloneze, adică e acolo un stil de a filma, de a pune lumina aia. A... N-aș putea să mă mai uit la un film de Tarkovski. Cadrele alea lungi. Nai, dar cât de frumoase sunt. Da, dar mă omoră psihic, nu mai pot. Îmi suntem mai suntem dinamică, și în era, în era exact. vitezei, știi că iar vine. Am încercat într-o zi nouă, nu mai. Gata, Eu știu când am văzut, eu prima oară. na, eu nu eram o mare cinefilă. Când am venit la facultatea a București, tot de pe Torența, am descoperit și eu filme. Și când am văzut prima Andrei Rubliov pentru că stăteam într-un cămin plăcut, Stăteam într-un cămin unde aveam. La etajul 3 erau studenții de la teologie picturi biserici. Și ăștia de la picturi biserici se uitau la filmul ăla cred că pe gripit sau nu știu ceva. Și așa am ajuns să-l văd la ei și mi s-a părut ceva incredibil. Nu, nu vrea să cred că există genul ăsta de imagini și puteam pe ecranul ăla mic de calculator care era cât jumătate de cameră, că știi cum arătau calculatorile pe vremea aia, stăteam acolo, toți înghesuiți pe un pat și ne uitam la ecranul ăla și nu, nu venea să cred că există genul ăsta de cinema. Na, e o estetică care la noi e destul de grea. Acum că am trecut și peste o vârstă, sunt și mult mai predispus să adorm la cadrele lungi ale lui Turguschi. Da. Vreau trei filme sau cinci sau câteva de la tine pe care... Consideră-mă unul din ăia care te sună, da, să-mi da. să spun, băi, am două zile libere și uh, weekendul ăsta o să văd Seinfeld-ul toată seria și eu, m-am revăd. <laughs> stai liniște că eu m-am uitat la Sex and the City. Deci... Asta nou? <laughs> am început, așa am început, că am început să la asta nou, m-am îngăzit. După au scos-o pe Samantha, doamne. În afară fabrica oh. au scos-o pe Samantha, draga de bine că, că a zis asta, băi, știți ce v-au trecut totuși ăștia de și o demnitate. <laughs> Vă aduceți aminte de personajul meu? Da, e. Am înțeles nu că au scos cu... pe motive de politică lui Na, da, nu știu, eu cred că ți-a zis personajul ei în sine. Sine da. filmul. Nu, dar ea oricum nu a acceptat că îmbătrânește nici acum 20-30 de ani cum ar fi fost acum, săraca. Um, și tocmai pentru că m-am uitat la două episoade că din asta am zis băi, ia să revăd eu Sex in the City. Asta e, a fost o greșeală a generației noastre. Noi ne-am uitat la Sex and the City când aveam 21-22 de ani, nu știu. Eu, cel puțin. Mm -hmm. Atunci m-am întâlnit cu Sex and the City. Hai mă, nu mi s-a părut cine știe ce. Era... Ha-ha-ha. Uh, acum, când mă uit la venerabila la vârsta de 37 de ani, la Sex and the City, la fetele alea care și ele au cam tot vârsta mea, mi se pare mult mai fan. Chiar dacă, na, cumva, cu 20 de ani situațiile din jurul lor, știi? N-aveau nici măcar lor. telefoane mobile. <laughs> Dar... Uh... Uh, da, altfel te uiți acum. Așa am pățit eu cu train spotting. Uh, mai ales când l-am văzut pe al doilea, care nu -mi prea mi-a plăcut. Uh, nu mi-a plăcut pentru că, uh, mă rog, uh, acțiunea mi s-a părut cam forțată și uh, niște texte de alea uh, gen statementuri, așa, uh, băgate total aiurea în film doar pentru că trebuiau băgate. Dar am avut și acest moment în care m-am scârpinat în cap și am zis, băi, eu sunt contemporan cu drogații ăștia. Exact. <laughs> Totuși. <laughs> A, a asta e, un știi? Pe asta e, pic, că nu e, Mă gândeam acum că n e foarte în trending. Apropo de Netflix, este acest serial, Emily in Paris. că, că sigur ai văzut ceva, măcar pe nimic. social media despre. Este un fel de sex in the city pentru generația nouă, pentru fetele care au acum 20 de ani. Este o fată care se mută la Paris, care are cont de social media, care participă la evenimente, care cumva, da, tot un soi de sex in the city, dar al generației actuale și mă gândeam că na, eu nu mai pot să rezonez la chestia asta, dar chiar și fără telefoane mobile cred că mai degrabă pot să mă uit la sex in The City. Recunosc că eu la seriale nu mă uit la seriale serioase, nu pot. Adică cumva la mine serialele sunt alea care merg pe fundal în timp ce mai fac o omlețică sau mai știi, dar la filme da, le dau atenție și apropo de, da, rămăsesem la cele trei filme rămân la Dune. trei filme frumoase da, da? nu, rămân la Dune Uhum. Eu zic să te uiți să dai o șanse la Dionul cel nou, uh, pentru că, ți-am sigur, e, are defectele lui, dar uh, mi se pare că oamenii au fost foarte serioși în tot ce au lucrat acolo și arată... Am um, zis că viermii aia sunt spectaculoși. Viermii aia sunt spectaculoși. Nu știu dacă l-aș fi ales chiar pe băiatul ăsta în rolul principal, care, ok, el e un actor foarte bun, dar nu pot eu să-l iau în serios până la capăt. Uh, dar probabil că odată cu Dune 2 și 3 care vor apărea, se va mai maturiza puțin și lucrurile vor fi mai bine și acolo. Dar da, poți, poți să îl vezi cu siguranță. Eu, în schimb, am anul acest, anul, anul acesta, că suntem în ianuarie, anul trecut, în 2021 am văzut un film georgian, care pentru mine e unul dintre cele mai frumoase filme pe care le-am văzut eu dintotdeauna. Nu știi da. că mi le notez. Așa. L-am și distribuit noi în cinematografe, dar l-au văzut o mie de oameni. Știam asta, știam că, adică a fost o chestie de genul, știm că nu o să facem ban cu el, nu o să ne recuperăm nimic, dar este un film atât de frumos încât trebuie să-l arătăm altor oameni. Se numește What do we see when we look at the sky? are un titlu mai lung. Aha, puțin. O să să de look -up mai... Da, <laughs> posteui spre cer de data asta. În română l-am tradus, noi privește către cer. E, e un film poezie, dacă vrei, apropo de latura sensibilă, care pornește cumva ca un bas fantastic, un el și cu o ea, se întâlnesc întâmplător pe stradă, își dau întâlnirea a doua zi, doar că peste noapte se întâmplă un blestem un blestem în care amândoi a doua Blestemul zi. Blestemul georgian. Blestemul georgian. Trebuie să crezi în ideea de poveste că cumva asta e, apropo la, la filmul ăsta, dacă te lași pe mâna regizorului, că sunt două lucruri pe să poți să-l și detești, adică mm -hmm. e genul ăsta. Dar dacă te lași pe mâna lui, îți zici ok, cum vrei tu, facem așa. Funcționează foarte bine, mergi vine... Da, da, da. El merge cu povestea asta, în care tu trebuie să crezi că un burlan, o trecere de pietoni sau un boschet o anunță pe fata asta că vezi că mâine când 130, nu o să mai arăți la fel, și nici nu o să mai știi să faci ce faci acum o să te trezești alt Arată așa un pic ca maestru și margaret. Da, doar că na, trece vântul, că trebuia să-i mai transmită ceva, doar că trece o mașină care oprește vântul, care trebuia să-i spună că și el va arăta diferit și și el va păți același lucru ca și ea. Nu mai află chestia asta. Și de-a doua zi, fiecare se trezește, arată diferit, se comportă diferit, se duc să se întâlnească unul cu altul, doar că nu se mai întâmplă chimia, nu se mai recunosc, sunt doi oameni diferiți. Și viața continuă într-un oraș superb din Georgia, cu toate detaliile de la campionatul de fotbal Messi, căței din cartier și o grămadă de lucruri foarte frumoase, micile bucurii ale vieții, care uh -huh. sunt plăcumva cumva în jurul lor până când ei reușesc să se re recunoască și cumva e un soi de happy end acolo, dar nu e doar despre povestea lor, cumva da, e despre toată viața e din E Băi, e superb, e, e absolut superb, e, o să-ți dau, o, o să-ți trimit un link cu, uh, că a pus cineva pe Vimeo o scenă de vreo 3 minute cu niște copii care joacă fotbal. E doar scena aia, te uiți, și e atâta frumusețe acolo, încât eu am zis, doamne, ce frumos se mai face genul ăsta de cineva, foarte mult, foarte mult mi-a plăcut și... Asta o să te e... întreb la final, la final, o să te întreb după, ăsta e primul film, mă, probabil o să mai îmi spui două. Nu, no, nu, no, unul, no, că te am zis și Dune. Și de un, mă, da, uh, și al treilea, uh, uh, întrebarea mea este dacă cineva vrea să vadă filmul ăsta, de care tocmai ai vorbit Georgian. What do we see when, you, when uh, we look uh, at the da. sky? El uh, mai are o proiecție la Elvire Popescu, cred, weekend. Can... De fapt, nu cred, sigur, sâmbătă. Nu știu dacă până atunci. No, se... Nu, se, Tăiem, Iată. Nu, <laughs> Și cred că s-a lansat deja pe Mubi, cred că pe 14 sau pe 12 ianuarie, astăzi cred, trebuia să, să se lanseze pe, deci pe Mubi și pe Mubi. o să-l lansăm și noi după Mubi, probabil la vreo lună, noi avem un canal online unde ne punem uh, filmele pe Eventbook și pe Vimeo, de fapt două canale online unde, unde ne punem filmele, deci poate fi văzut și acolo. Al treilea. Al treilea. E greu. Uh, dar nu trebuie să fie ceva nou neapărat Da uh, Uite, pot să o să, zi, da probabil că l-ai văzut dar o să zic pentru că e unul din filmele care din nou pe mine m-au făcut să mă gândesc băi, poate să există și alt gen de cinema uh, și unul din filmele mele favorite din toate timpurile Dogville al lui von Trier mm -hmm. Nu știu, l-ai văzut? L-am văzut să... și l-am văzut de mai multe ori Da. Băi, mie Mare scandală a ieșit de... cu filmul ăla, da. Bă, e, e genul de film care, pentru mine, odată e wow! Uite ce poți să faci cu o actriță bună și o scenă de teatru! Adică, apropo de asta, mamă, ne trebuie super bugete ca să facem niște filme mari. Nu ne trebuie, ne mai trebuie și cap ca să facem filme mari. Și un exemplu tot, apropo de bugete și filme, e The Guilty, din nou varianta daneză, nu știu dacă îl știi, și care s-a refăcut, s-a făcut un remake acum care e și pe Netflix, care se numește tot The Guilty. Uh, e cu un tip care vorbește la telefon. Tot filmul, tot filmul minute, 70 E un film destul de scurt, o oră și 10 și un sfert, ceva de genul ăsta. Și care este super thriller Super thriller cu un băiat care vorbește la telefon. Da, din nou. Cred că mai văzut ceva. Da, a fost Phonebook asta. sau ceva de genul. Da, ăsta mai da, chemat tu, Nu, dar ăsta e într-o altă zonă. Mm -hmm. Cumva. Mă el e, e agent la 112 și îl sună o fata care ai senzația că se întâmplă ceva cu ea, dar de fapt ea e un soi de abuzator și se, se întâmplă foarte multe lucruri în 70 de minute în care eu te uiți la un singur om vorbind la telefon. Mi, -mi se pare amazing genul ăsta de film și întorcându-mă la Dogville, mi se pare că Sigur, cu cruzimea aia cu care lucrează la von Trier, care îți arată cei mai rău Am din oameni, <laughs> Exact, da. care îți scoate tot cei mai rău din oameni și spune pe tavă și tu nu prea ai cum să-l contrazici, ai vrea să-i zici că oamenii sunt mai buni de atât, dar de fapt, știi, se duce, îți scoate, îți scoate toate lucrurile astea. Cu o actriță bună pe o scenă de teatru, cu decoruri desenate cu cupru. Da. Cu, mm. Cum să faci asta? E -mi -mi un film din 92, ceva Fai, de nu, genul. nu mai Și știu, știu că a, a născut oare ce conflict din diplomatic între ambasada Danemarcei și ambasada Americii. A ieșit o poveste acolo destul de... Nu, nu, cred că cre am ratat, adică nu, cu siguranță când s-a lansat nu, nu eram în domeniul, mm -hmm. în zeamă ca să urmăresc toate lucrurile astea, acum asigur că aș ști toate detaliile astea, dar pur și simplu e un film pe care eu l-am întâlnit la fel într-o perioadă în care nu știam aproape nimic despre filme și pe zona de arthouse, și când l-am văzut, eram, băi, nu se poate. Cineva a făcut asta și chiar i-a ieșit. și e, Am o relație e de la hate cu, cu acest ventrilo. Toți avem. O dată mi-a mi displăcut enorm, enorm. Am, am urât filmul ăla cu Björk. Da, și Björk l-a Și Björk l-a se pare că l-a băgat, și ai și -a băgat traumatizat -o în mistul. Da, da, păi a traumatizat-o să iasă rolul. A și traumatizat-o mult, e ok. Uh, uh, și, surprinzător că sunt mascul, nu mi-a plăcut această trilogie sexuală pe care a făcut-o. M-a obosit. Da, și pe mine, mă. Adică mă m-am obosit că începutul de la Anticristul. Da, și pe mine mă deranjează când îți bagă degetele prea mult în ochi. Anticristul la. Da. Bine că mi-ai amintit și Da, știi, știi Cumpliți. începutul? că adică mai încolo, parcă mai mergea și Nu, 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 aia. sunt niște scene acolo cu o forfecă de grădină, da. da. nu... Așa exclus. e cu forfeca, sunt, sigur. sunt, sensibil um, ca un calus de mare. Da, așa funcționează el. Acum scoate o miniserie de, cred că, trei filme, un soi de miniserie, are în total nu știu câte ore, o chestie de asta și pe care nu o poți să o duci nici în cinematografe, că nu poți să ții pe nimeni să vadă 10 ore de la Sfântrie, că după aia ar putea să se întâmple niște crime masă sau ceva. Da cred că, adică, am, am reușit să văd niște caturi. La zvântiri domnează grav sănătății psihice. Da, da. Am văzut niște caturi, ni le-au arătat distribuitorul, are un distribuitor norvegian, da, și nu ei cumva toată zona scandinavă, ei lucrează împreună ca țări. Adică nu lucrează ca noi, România, Bulgaria, nu. Ei acolo, când te duci în Scandinavia, acolo. Mărare un distribuitor din zona aia și ne arăta niște caturi care arată mai rău ca la adică mai, mai în stomac, ca să zic așa. Cred că e destul de complicat să fii la răzvântrier. Băi, am citit la un moment dat, mă există și o carte, dar și date niște interviuri, omul și începe zilea, ziua cu două, doi pumni de pastile antidepresive și toate aia. e, e, na, e, e, pe medicamente, nu e, nu e doar. Adică el e un geniu, Asta nu cred că poate nimeni să... Eu, doar că, na, e, odată că e foarte depresiv ca, ca om și, doi, e pe multe, foarte multe pastile. Îmi povestea un, uh, un prieten cum că a făcut un interviu cu Beth Hart la un moment dat și există acea piesă, Am I a Woman, care este un hit al ei și pe care ea spunea că nu mai vrea să-l cânte pe scenă să nu mai vrea să cânte această piesă pe scenă pentru că are o traumă de amor și oricum este și bipolară și ca să intre, ca să poată să cânte și să iasă cum trebuie această piesă, ea trebuie să intre în, în propriul ei, în vintrele măruntaiele iadului ei personal, Că... Și dacă face asta, își strică viața ei și a, a angajaților prietenilor, oamenii, oamenilor din rândul, din jurul ei, cel puțin două săptămâni. Face viața unia dor oricui, știi? Da, și e, probabil un, că e și e-ați vreun. asta tot fac, a... cumva, știi că toți avem niște găuri negre undeva prin noi în care nu prea vrem să ne întoarcem. Dacă mă gândesc că știi, e, e, puțin în neregulă că tu ca, ca artist exploatezi totul zona aia, nu? Că te-ai dus acolo. Păi da, știu. Adică... Dar după aia zici, poți stai că acum nu mai vreau să exploatez. Oricum mi-am luat banii pe ea, ca să zic așa. Meritat, am meritat, mi-am luat banii aia, acum nu mai vreau e, mai sunt și oameni din jur, dacă îți acum bine, pasă glumesc puțin acum, încerc să nu, să că e foarte din... corect ce spui, pentru că voiam să ajungem la un alt aspect uh, pornind de la Lars von Trier și Björk Björk l-a acuzat pe Lars von Trier de niște drăcării destul de neplăcute uh, și voiam să te întreb ca femeie, cât de ipocrită ți se pare uh, toată această mișcare de la Hollywood de mitu? Băi, mie, mi-e foarte greu să, pentru că ea se numește generic mișcare mitu, doar că sub acest generic există foarte multe cazuri individuale. Unele care e clar că au fost niște abuzuri acolo și niște traume, altele care sunt sub foarte multe semne de întrebare. Și atunci e destul de greu să zici, băi, mișcarea mitu e nasoală sau mișcarea mitu e bună. Pentru că e clar că abuzuri s-au întâmplat foarte multe, și în zona artistică în general se întâmplă. Avem uh, cele caz uh, Einstein, am zis bine? Da, da, da. Mai avem și altele, Polanski, iată. Bașca, da. <laughs> Care îmi plăceau și minorele foarte mult. Uh, Adică, na, sunt unele care și mi-e e foarte greu să pot să pot pune eu. să generalizez. Uh, exact, să generalizez sau să pun. Ce nu-mi place, dacă vrei, să-ți dau totuși un răspuns cât de cât a, așteptat, poate aici, e uh, punerea asta, contractualizarea, dacă vrei, a unor uh, lucruri ca urmare a acestor mișcări, de genul. În uh, uh, selecția festivalului de film de la Berlin, dacă vrei, trebuie să ai 50% femei regizori, 50% femei, uh, uh, bărbați regizori. Băi, stai, că poate anul ăla au făcut femeile 80% filme bune. Bărbații au făcut 80%. A asta nu-mi place, această contractualizare Pe care da. nu știu, aparat, știi, venite cumva ca să repare un trecut, un ceva, bă, da, sigur că au fost ani de zile în care femei nu prea ai auzit, nici regizor, nici premii, nici toate celelalte, nu mai zic cum sunt plătite femeile față de bărbați, adică sunt o grămadă de studii care să vină să zică lucrurile astea, dar nu facem un contract acum, că nu prin asta o să rezolvăm lucrurile. I Iar ție poate să zbușească un festival. Cu siguranță poate să zbușească și nu cred că ar trebui sexul, fie că el feminin sau masculin, să conteze atunci când te uiți la un produs artistic. A, sigur că dacă în produsul artistic vorbește despre m, trauma unui viol a unei femei... Uh, probabil că o femeie o să poată să vorbească despre asta mai bine decât poate vorbi un bărbat. Că a trecut poate prin asta sau cumva interiorizează lucrurile astea și s-ar putea să iasă pe povestea asta ceva mai bine. Cine a regizat irreversibil cam un lapsus acum? Băi, ți să nu mă întreb numele de regizor. uit, uit, lucrurile astea nu uit. Îmi imaginam imaginariul lui în... glumez. În... na. Cumva... Um, Sigur că sunt subiecte despre care Probabil femeile vorbesc uh, Mai uh, Mai real Decât o fac bărbații la, la, fel cum, noi. la fel cum și invers Sunt subiecte, știi? Cred Cumva... că acest mitu uh, Totuși a pus frână, probabil Viitoarelor abuzuri sau uh, A mai frânat din ele Da, și eu cred asta da, Și sper Unde Na. mi se pare totuși ticăloșia este că Băi, dacă tu chiar n-ai pățit nimic și te dai victima că ai pățit, este un scuipat în obrazul adevărătorilor victime, pentru care nu ai niciun timp de Așa da? e, a, da. Și a, că dacă a, -a de obicei ai un... o problemă, te la poliție și nu în presă. Uh, da, dar din nou, atâta timp cât că, că problema e falsă. Dar dacă problema e reală, atunci eu nu poți te acuz că poate nu te-ai dus la poliție. Că, na, mi s adică nu, nu mi s-a întâmplat direct, dar s-a întâmplat prietenilor ale mele să sune la poliție că le-a legat unul pe stradă și le-a urmărit până la... Și răspunsurile la poliție sunt, nu știu, cu ești ușa după tine. Ei, hey, am rezolvat-o și minare, pe asta. Da, da, da. Ei, hey, dar știi, acum el știe unde stau. Schimbă-ți A, Super! Puțin mă mai liniștit. <laughs> da, mă simt odată mult mai protejată. Da, sigur că atunci, dar ca în orice cazuri, nu doar în mișcarea mitu, când vii cu o chestie falsă doar ca să te urci pe un val, oricare ar fi valul ăla, e foarte greșit și da, mi se pare greșit în primul rând față de victimele reale să, să faci chestia asta. În schimb, eu am o altă problemă în zona asta, aceea de cum mă mai uit la artist, după, și cred că exemplu cel mai general valabil care nu-i din film e Michael Jackson. Mm. Știi? Gros subiect. Exact. Nu pot să neg că nu-mi place muzica lui. Da, impecabil, muzicalist impecabil. Așa. Am, am crescut cu el, cu mm. vecinul din perete, învățam să dansăm. Adică. Uh... Dar cum, cum mă raportez? Când a murit Michael Jackson, eram cu un prieten care a plâns toată noaptea. Am stat cu el până la 5 dimineața și l-am mângâiat. Cum să mă raportez eu acum când aflu o grămadă de lucruri care cumva, dacă stau să mă uit în urmă, erau destul de evidente. Mă, poate eram eu mai mică, poate nu-mi dădeam seama, poate... Aici mi-e destul de greu. Sunt tot de probleme acolo. Și mă, asta sunt și în cinema, și la filme, și la regizori. Cum te raportezi la artist versus omul, dar nu poți nici să le separi. Pentru că, știi, omul și artistul sunt împreună acolo când au creat. Nu Știi? Asta este o problemă, cred, mai veche. Cât de obicei am văzut oameni cu un talent incomensurabil, dar în calitatea lor de morală nu se ridică nici cum la talentul lor și cred că bă, lumea artistică în general este plină da, de da. astfel de persoane. Nici ca inteligență. A fost amuzant da, pentru mine... Da, poți să fii foarte bun artist fără să... A fost o surpriză pentru mine să vorbesc cu niște prieteni care organizau concerte de rock la București să vorbim de X și de Y Mare rockstar, băi, un idiot absolut, deci nu-ți vine să crezi. Da, bine, da, da. Și mie mi s-a mai întâmplat asta, de asta cumva eu prefer să nu-i cunosc personal pe oamenii pe care îi admir din punct de vedere artistic, ca să nu fie vreo dezamăgire. Am avut asta cu doi ani la, la, un festival de muzică venea o trupă, mă nouă, abia apărută pe piață pe vremea aia, care mi îmi plăcea foarte tare cum cântă. Și de fapt, mă și lucram în festivalul ăsta și organizatorii erau munică, dar pentru tine i-am chemat, bucură-te, nu știu, uite, vin în seara asta cu noi la băută, nu vrei să-i cunoști? Zic, bă, nu vreau. Dacă-s Adică, înțelegi? Mie-mi place de ei cum cântă dacă băieții ăștia sunt proști și după aia o să fiu dezamăgită și nu o să mai vreau să-i ascult, mai bine stau la altă masă. Bine, a doua zi ne-am cunoscut, slavă Domnului, nu sunt proști. Dar uh, am, am, avut chestia asta și o, o mai am. Aș prefera, nu știu, oamenii care chiar îi admir din punct de vedere artistic să nu știu lucrurile astea despre ei. Da, mie îmi place să... Că mă nu, nu pot neapărat de... să le sepag. Nu... Da, știu. Păi nu se pot separa, asta e problema. Uh, mai am o, o, o chestie pe care vreau să-ți o ridic la... la, la fileu. Într-un relativ uh, recent interviu, Scorseze uh, a, a dat un cap în gură acestei uh, producții Marvel, spunând că, băi, nu e chiar cinematografie ce fac ăștia It's just business. Da, nu știu ce să zic foarte mult pentru că eu nu sunt fan Marvel, nu mă uit la, adică mi-e, mie destul de greu să înțeleg lumea asta mi se pare că nu mi se adresează, pentru că ți-am zis eu, cumva caut emoția în cinema și marvel mi se pare că a lăsat emoția departe, alegând mai mult acțiunea, tot Lumea tot, merge tot zona și asta. mă uit la ăștia mici, merge, merge spre zi, zi, zona asta de fantasy, lumea da, în sine merge în zona de fantasy. Multe feluri. Uite, noi acum urmează să, urmează să lansăm un anime în cinematografie. De fapt, e prima dată nu s-a mai lansat în România un anime, sunt curioasă cum o să funcționeze. Dar putea să ai mari uh, surprize, mulți fani aici de anime. Băi, eu sper asta și 15, cu atât 20, mai mult cu, de... cu faptul că oamenii ăștia până acum nu au avut acces, nu s-a adus anime la noi în cinema și un anime care se întâmplă într-o lume virtuală, apropo de de ce zici tu, într-o lume uh, cu 5 miliarde de utilizatori în care intri, te transformi, într-un fel de ce a încercat să, să explice Zuckerberg că va, va, va fi meta. <laughs> Știi? Dacă filmul ăsta s-a făcut puțin înainte să iasă, să iasă el cu meta. Creepy. Da, foarte creepy. Eu văzusem filmul deja în momentul ăla că îl luasem și eram băi, băiatul, tu, tu ai vorbit cu japonezul ăla când ați vorbit că de fapt asta zice el. Intri într-o altă lume, ești, ai un avatar în care ești cineva și faci niște lucruri. Mă, da, japonezii, pentru că sunt japonezi și pentru că îi știm în afară faptului că sunt foarte muncitori și foarte atenți la fiecare detaliu, nu uită emoția și nu o lasă deoparte, deloc. Adică în bel ești într-o meta lume în care fata asta e cântăreață, în care se bată ea între ei, ca în Marvel. Ai, ai și imaginile alea în care toate alea... Măi, dar la un moment dat mai și bocești puțin. Știi, îți, îți, dă, îți dă, și povestea, îți dă și emoția, îți dă cumva și chestia educativă, că știi japonezită să ți dea și o învățătură de acolo, mm -hmm. știi, să zică niște lucruri. Mă, cât vrei tu să înțelegi, că nu te obligă, nu ți-o bagă chiar așa, obliga forțat, doar că mă doar la întrebarea ta, că de asta am făcut paralela cu Bell, nu neapărat să mă, ne lăudăm noi cu animația, uh, mi se pare că marvel a renunțat la zona asta de empatie și de emoție. Asta nu înseamnă că nu e cinema. Nu știu, acum da, sigur. Dar măcar niște dialoguri funny să aibă și nu prea... <laughs> da, nici nu mă uit atât de mult ca să pot să vin cu exemple și să zic băi, aici e greșit, aici nu. Dar n-ai un univers și apropo de ăștia mici care ziceai tu, e nebunie, intri în orice magazin. Și vezi... văzut, la Cărturești este un colț cu cărți, cu benzi desenate bă, Manga. groase, da, cătrești... și scumpe. Totdeauna au... este înghesuia prim... la acolo. Păi noi acum lucrăm cu Cărturești pe Bell. Uh, ei au inclusiv canale de comunicare separate pe Cărturești Manga. Dacă uh -huh. e pe Instagram, de exemplu, au Cărturești Manga. Au Cărturești oficialul și Cărturești Manga. Azi două. Și au un public foarte activ. Noi am lăsat în decembrie, de exemplu, nu știu, 5.000-6.000 de semne de carte pentru zona de manga acolo și s-au terminat deja. Adică toți oamenii acolo e o nebunie și alea se dădeau doar la cumpărături manga. Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cu ăștia de 15 pe 20. Vai ce greu mie, eu de două luni asta fac, de când am zis că, adică ne-am apucat de treabă pentru lansarea Bell, mi-am făcut cont de TikTok, <laughs> unde stau și mă uit că adică nu, nu postez că mi, mi se pare pentru mine mi se pare foarte greu să mă apuc să fac conținut dar încerc să înțeleg am intrat pe canale Discord să și să la filmulețe până la un minut nu? Uh, nu po poți poți și mai mari uh -huh. poți și mai mari dar mă astea până într-un minut de exemplu la Instagram în Reels-uri care are altă poveste uh, asta fac de două luni și ceva încerc să înțeleg această lume a adolescenților și a preadolescenților, de fapt, că cumva trebuie să mă învârt undeva pe la 12-18 ani, e foarte greu să fii adolescent astăzi. Doamne, ce bine că nu sunt adolescent acum. Da, sunt mari probleme. Vorbeam cu un prieten de-al meu, tot aici în emisiune, îmi povestea că de când el profesor universitar. Și de când cu pandemia vorbea de studenți care au ajuns la facultate, da, foști elevi de liceu, au ajuns studenți la facultate, care de 2 ani învață de acasă. Zice, băi, ar fi trebuit să fie cei mai frumoși ani din viața lor, sau am, parte um, din, știi? Am o verișoare nepoată, cred, nu știu exact cu grade, astea de rudenie, care mă și dintr-un orășel din această țară, de parte de civilizație, Moldova profundă, săraca, atât de mult și-a dorit să termine liceul, să plece la facultate într-un oraș mai mare, sau o fată foarte deșteaptă cu minte, adică toate astea, băi, și când se intre și ea la facultate a venit pandemia și am mai rămas acasă un an <gântu -i> cu părinții. Era efectiv, în anul 2 am zis și eu, am zis, mai că sa care n e mai de vârsta mea și am zis, băi, lasă să plece, chiar dacă face tot online, lasă o măcar, ia dacă tot aveți posibilitate, ia ai chiria și lasă să plece în orașul la mai mare unde își dorea să plece. Că îmi dau seama ce înseamnă și eu am plecat de acasă după ce am terminat liceul și abia așteptam să se întâmple asta, locuiam în Tulcea, unde ne știam toți, nu puteam să ies nici să duc noi, să nu mă întâlnesc cu trei cunoscuți. Abia așteptam să plec într-un oraș mai mare, să cunosc, să văd, să ar fi fost oribil să mi se întâmple asta. E oribil pentru ei și cred că e și mai rău și pentru ăștia de liceu. Gândește-te că ești la liceu. Când Am o fiică care e la liceu știe iată. exact ce spune. La liceu e important grupul tău de prieteni, băiatul de care îți place, fata de care îți place, vă vedeți pe coridor, astăzi s-a uitat la mine, mâine nu s-a uitat. E, și te e important, să... că mai face bărbații. E așa și te trezești în circunstanțele astea că te să, să stai închisă în casă cu mama și cu tata. Încerc să văd partea plină a paharului și să mă gândesc că dacă uh, ni s-au stricat planurile așa, înseamnă că poate există o wow, noimă până la capăt în da, și, eu, și, eu sper și sper să fie bine copiii ăștia pentru că, na, sunt niște ani grei. Mai am două întrebări să spun. Prima, mă interesează când ai dat-o odată în toată activitatea asta ta cu mău, când ai dat-o de gard? Cu cinema? -ul? Eu de dat de gard dau de mai multe ori. Magistral. <laughs> Magistral. Măi nu cu cine mă au, cu cine mă nu cred că am dat-o de gard uh, prost vreodată. Dar am dat-o dată de gard uh, pe vremea jurnalismului, că am trecut și prin faza aia. -a. A -a -a. Am, am o, o eroare fatală. Uh, am citit un status pe Facebook de a cuiva care mi s-a părut foarte drăguță, era o întâmplare cu niște oameni care spărgeau trotuarul într-o dimineață, în fine. După care am scris un editorial cu acea întâmplare ca și cum mi s-ar fi întâmplat mie și Cumva n-am reușit să o găsesc când m-am apucat, că am vrut cumva să o citez, să pornesc de acolo, n-am mai găsit un feed că trecuse două, trei zile și nu mai știam la cine o văzusem. Și practic a ieșit un articol care a fost un plagiat. Eu l-am făcut, eu, mm. cu toată asta. Aia a fost un moment foarte prost. Bine, am avut, lucram într-o redacție în care oamenii m-au susținut, am dat de gata a doua zi, ne-am cerut scuze, pentru că, bineînțeles, articolul a ajuns la persoana respectivă. Persoana respectivă era destul de cunoscută în zona <laughs> jurnalismului, adică a, ești o chestie destul de urâtă. Atunci am dat-o urât, urât de gar și am făcut ceva ce, în mod normal, adică, na, eu țin destul de mult la chestia asta cu corectitudinea, cu toate astea atunci n-aș putea să am o explicație de ce am făcut-o, dar am făcut-o și am făcut-o urât. Da, așa se învață, mai învățăm și din greșelile noastre. nu. Uh, și uh, uh, ultima întrebare, de când ești în business-ul ăsta, care a fost highlight-ul tău? Când, în, în momentul în care ți-ai dat seama, băi, ce bine că mi-a venit ideea să, să, să intru în genul ăsta de business, uite ce satisfacție extraordinară am. Am avut. Băi, și pe care de multe ori nici nu-ți nu dai seama de ea pe moment, îți dai seama după. Da, nu, a fost, a fost foarte, de curând, foarte de curând. Mă rog, a fost în 2020, în vară, eram în pandemie, <laughs> eram în perioadele alea în care uh, credeam că, na, o să dăm faliment și o să murim. Și unul din filmele noastre, uh, Baby Teeth, a câștigat la TIF atât premiul publicului cât și premiul mare al juriului. Ceea ce la TIF nu s-a întâmplat, cred că, nu, nu, cred că s-a întâmplat în istoria tif -ului. un film să câștige și publicul și premiul juriului, marele premiu. Era, era, al treilea an consecutiv când un film de-al nostru câștiga premiul publicului. Era cumva așa mândria noastră personală că, wow, ce tare din nou. Și pe lângă asta a fost și premiul juriului și am zis, bă, ceva facem bine acolo. Adică într-un an în care să închise faliment de jur împrejur, un film al nostru, iată că câștigă nu doar premiul publicului, care ți cumva ni l doream pentru că îl mai câștigasem și era așa un fel de, băi, we can do that, ci, și, ci și jurul, marele premiu și a fost un moment în care, în care m-am simțit foarte bine cu noi așa și cu alegerile noastre Lumea asta a cinematografiei, oamenii care lucrează în zona asta de film în, în România, unii dintre ei sunt niște oameni foarte frumoși, am constatat, și uh, mai știu, se întâmplă și în televiziuni, dar se întâmplă și în zona asta de, de film. Mă, există în zona de, de echipă tehnică masculină un tip de solidaritate masculină cum nu vezi. Știi de ce? Cred că se întâmplă în asta. în alte domenii de activitate. Uh, cel puțin pe zona tehnică de film. Cred că se întâmplă asta. Sunt oameni, nu știu, 20, 30, câte echipa, care pleacă de la casele lor, din familiile lor, câte două săptămâni, trei săptămâni, o lună, undeva la mama naibii și stau zi de zi. 18 ore pe zi, zi și noapte doar în aceleași camere și stau, e, e, ca o tabără de aia care nu se mai termină. Și de, depind unii de alții, dacă eu nu mi-am făcut treaba bine, îl afectează și pe următorul, dacă ăla din spatele meu nu și-a făcut treaba, mine, mă afectează și pe mine. Și atunci cumva toată lumea se responsabilizează și ajung să, să lucreze foarte bine împreună. Băi, și când o dai de găr, mai acoperă cineva da, și când da, da, rămâi da. fără țigări și când ești obosit, băi, acum lăsăm da, să dorm, și facem ai și sentimentul ăla, da. știi că e cineva în spatele tău uh -huh. care dacă tu acum o să cazi, cineva te prinde. Adică nu cazi chiar în gol. E, e, cineva acolo care țin de o mână măcar te sprijină sau ceva. Uh, e, cred că e vorba de asta, de lucru în echipă, de parte de toți ai tăi. Uh, uite, eu observ chestia asta la mine și la echipele în care lucrăm când lucrăm în festivaluri. De exemplu, la TIF, să zicem, ca să nu uh un -huh. festivalul cel mai mare. Uh, e un festival care durează 10 zile. Noi lucrăm la foc continuu acolo, uh, nu știu, programul meu să zic că începe la ora 9 dimineața, se termină undeva la 2-3 dimineața. Adică, na, peste zi. E, sunt la party-uri, formă. Două, trei dimineața, când atunci când am încheiat laptopul, mă duc și la party o oră, să ne înțelegem. Adică, nu e, doar că... Am fost la timp, Exact. Doar că în, în, timpul ăsta, tu stai în birou cu noi în birou la când eu sunt în birou de ghe, suntem 10-12 femei, toate, toate, un singur bărbat. La colegul meu de firmă, Ștefan. De asta, cred că ne suportă să -a, și-a făcut antrenamentul uh, de la TIF. Um, ai zice că atâtea femei într-un birou nu are cum să iasă bine. Măi, iese, crede -mă, că dacă uneia într-o zi cedează, că cedezi uneori, cedezi și de două, trei ori pe zi, că te enervează unul la un telefon, că se întâmplă ceva în altă parte, sar încă două, trei de lângă ca să make it work, știi? Și când ai 10 zile de genul ăsta în care ești cu aceiași oameni atât de multe ore, în care se întâmplă și lucruri nasoale și să le rezolvați, în care toate lucrurile astea se creează un soi de legătură cu oamenii pe care altfel e cam greu să-l să găsești în altă parte. Uh. Și mai vine ceva, vine oboseala, că te termină la un dat psihic și nu știu tu cum ești, dar eu, de exemplu, cu cât sunt mai extenuată fizic și psihic, că te obosește și psihic, cu atât am nevoie de mai multă empatie din jur. Cu atât încep să iau oameni mai mult în brațe. Eu nu ne luăm foarte des oameni în brațe, eu nu sunt o persoană foarte taci, așa. Mai, dar după 3-4 zile când sunt obosită și terminată și așa, m-aș îmbrățișa cu toată lumea. Adică, știi. Um... Cred că acum vreo mai mult de 10 ani, cam până în anii 2000, am fost de foarte multe ori, aproape în fiecare an, la Siget Festival. Și întotdeauna am fost impresionat de organizarea uh, oamenilor acolo, adică impecabil în detaliu cu toalete, cu dușuri, cu un tip de ordine și un tip de funcționare, cu strânsul da, da. Gunoailor și așa mai departe. Și zic, uite mă că se poate cineva să se organizeze. Porma am avut surpriza plăcută să văd asta la festivalurile de film și la TIF și nu numai la TIF. Și cred că și la muzică, adică, nu știu, și electric, cum mi se pare că a reușit un zon de, o zonă de asta de civilizare, dacă E făcut-o de cei da. de la Sighet. Da. <laughs> <laughs> știi? Adică da. Cumva mm -hmm. se poate, mă refer la astea mari, că sigur, festivaluri mai mici de astea tip butiche, și mai simplu să poți să faci mai asta. Puțină, dar da. dacă Electricul reușește să facă asta, cred că. Sunt aceiași organizatori good sign. de la SIGET, de asta da. ziceam, și au, au experiența asta. Uh, mai zic dată ce urmează, uh, la voi, la firmă, să promovați ce filme. Da, la urmează noi asta anul ăsta? urmează acum Bel care e cea mai mare emoție noastră din toate că e ceva ce nu s-a mai făcut pe piața din România și e un risc major. De asta vorbește de TikTok sau. Cu... Vă... Da, da, vă adică acolo. peste tot, am zis, de când ne-am apucat de asta, încerc să înțeleg, încerc să. Complicat, dar ne apropiem cumva, vedem o linie orizontului, doar că stăm, stăm și cu drobul de sare deasupra capului: că poate să se închidă oricând în sălile în această perioadă, și, și mă rog. Că, a, asta vreau. înseamnă că nu doar că nu mai câștigăm bani, dar și că și pierdem unii investiți deja. Uh, apropo de ce ziceam, ce înseamnă perioada asta pentru oamenii din zona artistică, care e nasol, e greu de asta. Eu încurajez oamenii cumpărați-vă bilete la cinema, cumpărați-vă bilete la concerte, mergeți la teatru, plătiți, ajutați pe oamenii ăștia pentru că este foarte greu, chiar e foarte greu. Tehnicieni ăia care s-au dus să facă construcții prin Italia sau alte lucruri, cred că știi că e din ce în ce mai zi. greu să mai găsești oameni cu care să lucrezi pentru că, na, e, e nasol. Uh, deci, bel. Uh, după care, Uh, avem, uh, avem un, uh, un film foarte frumos la care țin foarte mult Lezin Tranquil se numește și deocamdată astea sunt anunțate pentru că urmează să mai alegem. Urmează acum se întâmplă festivalul de film de la Berlin, la începutul februarie, unde o să mergem la colezi de filme. E unul din locurile de unde ne place să. E <laughs> să acel alegem cinematograf cel mai mic unde se întâmplă lucruri acolo? Nu, festivalul e enorm. E enorm, okay. are multe săli. Cea mai mare, cred, că are 3000 ceva de locuri. E enorm, e o piață de film destul de mare acolo și cumva noi în fiecare an la Berlin am găsit cel puțin două titluri care le-am dus mai departe. Primul nostru film l-am luat de la Berlin, e așa un soi de... Highlight-ul meu la Berlin a fost, uh, într-o seară de 50 de oameni, să se înghesuie 60 să vadă primul meu film, -am zis, <laughs> Da, ce tare, da, da... da. da. Da, nu, e, în, în Berlin cumva e loc pentru toată lumea asta, mi se pare foarte, foarte fain acolo. S-a scumpit și acolo, am înțeles, nu mai e cum. S-a scumpit, adică na, cel puțin eu văd din zona asta de cazări, de exemplu, sunt foarte scumpe hotelurile și Airbnb-urile, dar na, cumva pe zona asta artistică, cred că au, au o deschidere fantastică oamenii din orașul ăla pib Berlinului pentru cultură era mai mare decât PIB-ul României la un moment dat. Adică, da, noi la cultură avem 0,01 sau ceva. Da. Din s-a da, okay. Și speranța era spre 0,0. Mă rog, să mai vedem și aici vorbim, de ce se întâmplă la Berlin, să vedem și cu cu pandemia vieții, pentru că și acolo mi se pare uh, că lucrurile au, au cam cu pandemia vieții au mutat marketul online în în zona de online, uh, nu mai e marketul fizic, pentru că l-a adunat foarte mulți Profesioniști, și e o hală imensă în care vine toată lumea și au meetinguri. uri Asta au mutat în online, că e greu de controlat acolo, dar festivalul, chiar asta, au avut conferință de presă, festivalul va avea loc fizic. Cu toate măsurile, yes. cu testări, cu toate celelalte, dar festival, vizionarea de filme și toate astea va avea loc fizic, dar că marketul l-au mutat online. Foarte mulțumesc că ai venit! Păi, mulțumesc, că a fost de eu vorbesc mult. Deci... Da, cu toții vorbim mult, așa e la radio și la podcast. <laughs> uh, și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc. Pa, pa. 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 Silviu Montano și prietenii săi. Podcast, nu futilități.